Bine ați venit! Bine ați venit și să facem o lecție frumoasă. Facem recapitulare, nu recapitulare, domnul profesor, facem modele de teze. Pentru acasă. Dar, recapitulare pentru teze. Da. Recapitulare. Pentru teze. A5-a. Și să remarcăm aici că facem ce? Modele de teză. Modele. Modele, da. Facem teza numărul 4. Modele. Teza 4. 4. Da? Da. Nu știu să le afară de aia. Bine, da. 6. 6. Bun. Hai să vedem. 1. Claudiu și Cristina sunt frați. Claudiu. Sunt frați. Specifică unitate. Foarte ușor. Suma vârstelor celor doi frați este de 41. Deci, notăm cu A pentru Claudiu și cu B pentru Cristina, da? Da. Atunci ar fi o primă clasă ca A plus B, egal cu? 41. În urmă cu 10 ani, vârsta Cristinei era jumătate din vârsta lui Claudiu. Deci A minus 10. A minus 10. A minus 10 este egal cu... Comparat cu B minus 10. B minus 10 împărțit la 2. Deci, nu era vârsta Cristinei. În urmă cu 10 ani, vârsta Cristinei era jumătate din vârsta lui Claudiu. Adică, dacă era jumătate din vârsta lui, înseamnă B minus 10 împărțit la 2. Totul împărțit la 2. Deci, nu mai ajuns de 41 minus 10 la sfârșit? Mai citesc o dată? Da, da. Deci, în urmă cu 10 ani. Ia am pus acum 10 ani, amândoi. Asta e Cristina, da? B e Cristina, da. Cristina. B e Cristina. Da, B e Cristina și A e Claudiu. Am zis bine, nu? Da. Claudiu A și Cristina B. Da, da. Acum 10 ani, așa sunt. În urmă cu 10 ani, vârsta Cristinei era jumătate din vârsta lui Claudiu. A, atunci B minus 10 egal cu A minus 10, tot în părțială. Sau A minus 10 de 2 ori, B minus 10. Da, da, hai să spunem A minus 10 egal cu 2 ori... Deci A minus 10 este de 2 ori B minus 10, că vine mai rapid, da? Da. Fiindcă ea jumătate din ăsta, înseamnă că ea trebuie să o mulțeze 2 ori, care era mai mică jumătate, cu 2 și se facă cât Claudiu. Deci, tradus mesajul din partea a doua, mesajul din partea a doua, asta este, acum 10 ani, da. Adică A minus 10 e egal cu de 2 ori B minus 10, că era jumătate. Da. Era jumătate. Ori zic A minus 10 supra 2, bățul la 2 egal cu B minus 10, ori zic, eu zic că mai plăcut urechii, A minus 10 e de 2 ori B minus 10. Amic, ce vârstă are Cristina acum? Deci să zicea ca și bere. Da. Și deci, tehnic, în urmă cu câți ani, vârsta Cristinei era 2 treimi din vârsta lui Claudiu. Sunt două întrebări, da. Atunci. Amic, se cere... Vârsta Cristinei, da? B. B egal cu 5. Dar atunci de A. Și E egal cu 5. Evident, dacă am mutat cu A și B, mergea X și un Y, da? Da. 1 și 2, să zicem, mai întrebarea. 1 și 2 acolo, da. 1 și 2, întrebarea a doua. În urmă cu câți ani, vârsta Cristinei era 2 treimi din vârsta lui Claudiu. Adică... Deci, cu câți ani în urmă? A împărțit la B. Atent, cu câți ani în urmă? A minus cât? A minus X. A minus X. Deci să-i punem pe amândoi în situația de acum câțiva ani. Corect. Deci acum câțiva ani, ei ar fi fost A minus X și B minus X. Da, da. Și în urmă cu câți ani, vârsta Cristinei... Cine să fie ăsta X-ul? Vârsta Cristinei era 2 treimi din vârsta lui Claudiu. 2 treimi, adică împărțit la... 2 pe 3. 2 treimi înseamnă 2 împărțit la 3. 2 pe 3. 2 pe 3. Și fac... Să vedem că fac, nu ne... Povestea este așa. Dacă vreți pe segmente să ne ducem, să gândim. Dar, deocamdată, B minus X și A minus X sunt niște numere. Da. B minus X reprezintă 2 treimi.
Adică dacă ăsta este un întreg, hai să facem așa, să gândim o problemă. Dacă ăsta ar fi un întreg, cine ar fi? A minus X. Adică Claudiu. Claudiu. Trebuie să împărțim în trei. Și luăm două trei. Și luăm două. Deci asta poate este A minus X. Întregul. Al lui Claudiu. Și Cristina are doar două trei. Deci Cristina este asta. Da? Este asta. Adică e vorba de B minus X. Întrebarea este, cu câți ani în urmă să se fie întâmplat chestia asta? Da, profesor, haideți să facem. Dacă nu aș pe dar că așa o să fie mai ușor să scriu. Punem relații. Ne ducem la prima chestie, da? Așa asta e partea a doua. Nu se aude. Nu se aude? Deci, ia să văd de ce nu se aude. Așa. Da, îmi mulțumesc lui Cristina. Acum s-a aude, sigur. Eu... Dacă s-a aude, nu mai știu, îți mulțumesc de propriu, da? Acum s-a aude, zice. Da. Bine. Deci, ne ocupăm de prima problemă. Autorul îi spune, suma vârstelor este atât. Acum, suma vârstelor este atât. Acum 10 ani, raportul era ăsta. Că acum 10 ani Cristina avea jumătate din vârsta lui Claudiu. Și am tradus relația asta. Înseamnă că noi avem la dispoziție două relații. Da? A plus B este egal cu 49. Nu degeaba ne-a dat. Și a doua relație, fiindcă ținem cont de ele, le punem așa sub acolo. Da? Corect. Și a doua relație este A minus 10 egal cu 2 pe lângă B minus 10. Deci A minus 10 egal cu 2 pe lângă B minus 10. Acum v-aș ruga să mă puteți ajuta să dau drumul la problema asta. Ok, acum deci trebuie să le punem pe A și pe B. Deci din astea două relații cum se lucrează? Cum se lucrează? Păi oprim. Scriem, de exemplu, scriem în loc de A pe 2 pe lângă B minus 10. Nu, egal cu 31. Lăsați-vă ca să... Eu merg în ritmul lor. Da. Da? Zi-mi... 2 pe lângă B minus 10 plus B egal 31. 2 pe lângă B minus 10 plus B. De unde plus B? Pentru că noi acolo l-am înlocuit pe A. Să înlocuim pe A? De unde? De sus? Scoatem pe A de sus. Și unde vedem A, punem la al doilea, da? Asta e o primă idee. Nu ne repezim spre ea. N-am înțeles. El spune așa, scoate pe A din prima. Da. Și oriunde vede A, pune A jos. Cât ar fi A din prima? Păi, 41 minus B. Corect. Deci A ar fi 41 minus B. Și A, oriunde văd A, mă duc în a doua. Și cât este, te rog, Daria? 41 minus B minus 10. 41 minus B minus 10. Este egal cu 2 pe lângă... Hai să facem și aici, este utilitatea. Egal cu 2B minus 20. 2B minus 20. Este interesant, acum e numai o singură necunoscută, mă descurc, nu? Ce treaba? Echivalent. Pot să spun că B minus 10 o să fie egal cu 2B. Cum ai zis B minus 10? Ca să fie 20. Bă, nu mai bine, că spuneam că adunăm 20 la nivel. Hotărăște-te cum? Ce adunăm în 20 la nivel. Adunăm în 20 la nivel. 2 metri. Și o să fie 61 minus 10. 61 și da. Minus 10. Hai 61 minus 10, 51. Deci vom avea 51 minus 10. 51 minus B este egal cu 2B. Așa. Și atunci da, o să fie încă 2 Darius. Darius, da. 51 minus B egal 2B și... Adunăm un B în ambimele. Adunăm un B în ambimele și va fi 51. 51. Este egal cu 3B. 3B. Și unde rezultă că B, sigur, va fi egal cu... B va fi egal cu... Împărțim. Dacă 3 de B fac 51, sigur B? 17. 17.
Cine? Iată, trebuie la mafa, dar noi, nu Beu ne trebuie. Da, da, Beu. Da, Beu ne trebuie. Așa? Beu, da. Adică Cristina. Cristina. Am făcut o treabă foarte bună, pentru că mă gândeam, am fost mă întorc. Da, putem să-l aflăm și Claudiu. Hai să-l aflăm și Claudiu, noi facem. Deci Claudiu va fi 41-17. Deci ca Claudiu, da, mai aici. Au egal cu 41-17. Și egal cu? 24. Da? 24. Da, profesor, ne-am putut să lucrăm și aia? Da. Acum vine cu ideea. Am să aflăm cum propun. Adică să scriem că A este egal cu 2B minus 10. Adică tu de jos în sus. Da, și îți spunem că... Deci și așa. Deci să scoatem în evidență că nu are importanță din care în care ne ducem. Da. Deci tu spui că... Din... O să spun că A egal cu 2B minus 20 minus 10. Adică 2B minus 10. 2B? Minus 10. Minus 20 plus 10. Plus 10, da. Că adunăm de 10 neapte trebuie. Și asta ar fi ceva. Asta ar fi ceva cu A egal cu 2B minus 10. A 2B minus 10, câte minus 20 și minus 10 minus 10 și cu 10. Așa și? Așa și ne ducem în relație de sus. Și înlocuim în prima. Păi, așa și chestii. Și vezi că ajungem acolo. O să vedem. Hai să vedem, concret. A-ul vine 2B. 2B minus 10 plus B. Așa, mai bine. Egal cu 41. Erau 41. Și atunci o să scriem că 2, adunăm... Da, de 3, câți de B avem? O să ai 3 B. 3 B, egal cu... Este egal cu 41 plus 10 și o să ne dea 2 B egal cu 51 și 2 egal cu 17. Egal cu 17. La fel de repede. La fel de repede, da. Dar important, exact. Din care scoate și duci în cealaltă. Oricum, important este că ajungem la același rezultat. Bun, ați aflat-o acum pe Cristina. Pe Cristina am aflat-o. Acum să ne îndreptăm spre problema de aici. Punctul B. Punctul B. Sau punctul 2. Da. Vedeți? Cu asta ani în urmă. În urmă cu câți ani? Exact. Vârsta Cristinei era 2/3 din vârsta lui Claudiu. Păi în momentul acesta Cristina are 17 ani, nu? Da. Și Claudiu 24. Problema e 17 și 24. Trebuie să fie o treime, adică să fie două segmente din A, nu? Din Claudiu. Deci, dacă ne ducem cu câțiva ani în urmă, se întâmplă ce? Cu acei ani în urmă scădem și din vârsta 24 și a lui. Deci așa trebuie să transferăm. Deci după ce scade așa, deci trebuie să fie că B este două segmente din A. Da. Deci B, nu, după scăderea, că B minus X se reprezintă două din cele trei. Da? După ce scădem, eu zic așa, să împărțim pe A minus X la 3. Corect. Ca să fie o singură treime. Adică 24 minus 6 împărțim la 3, să fie egal cu cine? Va fi egal cu B minus... La B și cum tine? 24 minus 6. B e 17. Da, B e 17 minus 6 împărțit la D. Ori 2. Ori 2. Că noi împărțim la 3 da. Ca să vedem o singură treime și pe urmă ce facem? Mulțim cu două, de două ori ca să vedem cele două. Deci, să zicem și noi. Hai, 24. Deci 24 minus X. Da, da, da. Nu știm cât. Împărțim la 3. Corect. Împărțim la 3. Să fie egal, adică asta e o treime. Una din astea. Da, cu 17. Și acum, egal cu 17 minus 6, ori 2. Și la 24 minus 6. Și iată, este o relație care am tradus-o da, matematic. O lucrăm. Sigur că da. Acolo o să scriem că 8 minus 6 împărțit la 3. Deci aici este 8. Minus 6. De ce? De 24 nu împărțit la 3 și face 8. Minus 6. Minus 6 împărțit la 3. Egal cu 34, nu, da, 34 minus 2x. Minus 2x. Și acum putem
în x, o să mulțim cu 3x în anumim, ca să nu dispară 3 ore. Eu ți-aș propune să ducem minus 2x, să punem anumim 2x. Să rămână numai cu x în stânga și pe 8 să ducem în dreapta, ca și cum ați spune. Deci, mai întâi, în prima fază, să avem 2x în anumim membri a. Deci, la 2x în anumim membri și să avem 8 minus x. Sau plus 2x acum, este, dacă adunăm. Ah, da. 8 plus 2x minus x împărțit la 3 este egal cu 34. Egal cu 34. Acum, scădem din anumii membri. Scădem anumii în 8. O să fie 2x minus x împărțit la 3 este egal cu 26. Da, face 26. Acum, ca să scap de împărțirea 3, poți să înmulțesc cu 3. Eu sunt 3. Poți să înmulțesc cu 3? Mulțim toată egalitatea cu 3. Și ne dă... Deci, din cauza că avem împărțirea asta, aș dă un x, dar aici cât ar fi? 2x minus x egal cu 60. Cu 2x. 6x. Deci mulțim cu 3. Ah, da. Și x. Deci, toată egalitatea asta mulțim cu 3. Atenție peste tot. Deci s-au aruncat un altul, toți termenii. 6x minus x. Nu rămâne cu urmă. Adică 5x. 6x minus x. Adică 5x. Este egal cu... 5x. Este egal cu 72. 72. Adică x este egal cu 78. 78, da? 3 ori 6, 18. Dar oricum nu se împarte. Da. X egal cu 78 împărțit la 5. X este egal cu... O 5... Nu, da, 15 este 3. Da, da. Nu se poate. Nu se poate. Un număr, X un număr natural. Natural. După câți ani mor? Iată. Mai citim problema. Păi după, o să fie după nu știu câți ani și câteva zi. Și câteva luni. Da. Las-o. Nu cred. Să mai facem. Mai vedem dacă nu am greșit undeva. Da. După ce ne... Vedem mai știți doar, în urmă cu câți ani, vârsta pe sine era 2/3 din vârsta mic la 1. Deci, relația. 24 minus x. Vârsta lui Claudiu împărțit la 3. Deci o treime să fie... O treime din vârsta lui Claudiu să fie 2 ori vârsta. N-am fost bine relația. N-am fost bine relația, dar am greșit. Da, da, da. Deci, o treime înmulțită cu 2. Da. Da. Deci trebuia să spune așa. 24 minus x împărțit la 3 și înmulțit cu 2. După ce împărțim la 3, înmulțim cu 2 ca să vedem. Deci am aflat o treime. Înmulțim cu 2 și dăm peste Cristina. Da? Și știa cum va fi. Va fi egal cu ce înseamnă? 17 minus x. 17 minus x. Asta e relația. E regula 3 simplă asta. Ce? Da, dar noi gândim în termenii... Nu putem să ne ducem acolo. Deci, spune așa. Câți ani în urmă, deci mișcăm cu x înapoi, împărțim la 3 ca să avem o treime, înmulțim cu 2, după ce am împărțit la 3, mulțim cu 2, și observăm că dăm peste vârsta Cristinei, cele două segmente. Da. Da? Deci, atenție, este o chestie foarte importantă acum, deci împărțim la 3 și mulțim cu 2 și să vedem ce ne... Da. De exemplu, nu puteam să scriem ca pentru x să facem acolo, să le explicăm de unde am ajuns 24 minus x, da? 24 minus x. 3. 24 minus x. De aici rezultă că vine 24 minus x, împărțit la 3 ori 2. Dar nu putem să mulțim cu 2 pe 3. Ar spune că mulțești cu 2/3. Deocamdată ei n-au fracțiile făcute cum trebuie. Și atunci eu am spus, în loc să spun că mulțiți cu 2/3, am spus că împart la 3 toată vârsta lui Claudiu și găsesc o singură treime și pe urmă mulțesc cu 2. Înțeles. Da? Deci, mă duc pe limba.
marfa, ceea ce înseamnă partea pe care o înțeleg ei. Încă o dată spun. Vedeți? Am și făcut figura pe aici. Că zice, cu câți ani în urmă se întâmplă chestia asta. Deci A minus X, B minus X. Dar A și B sunt cunoscute acum. Eu pot să spun la loc de A. Da, dar ce este, da. Au câte este? 24 și 17. Și 17. Și atunci, nu știu câți ani în urmă să se întâmple chestia asta. De aceea, pe 24 minus X, să-l împart la cât a spus, să-l împărțim la 3. La 3, ca să vedem o singură treime. Da. Și mulțesc cu 2. Și atunci adaug peste vârsta treimea ce l-am mulțesc cu tot. Și e corect. Și acum rezolvăm. Hai. Acum. Asta fie... Putem ori să facem paranteză, putem să continuăm. Deci, povestea e următoare aici. Suntem într-un moment destul de interesant aici. De ce? Că e împărțit la 3 și pe mulți cu 2. Aș putea să înmulțesc un 3 la bimembri? Da, mulțim cu 3. Că împărțit la 2 nu se poate. Da, pentru că nu este peste mână să fac treaba. Peste 3. Nici nu poți să fac mână. Operații se fac în ordinea care apar așa astea. Exact. Deci nu pot să spun să fac mulțirea 3, 2, 6 și să fac la 6. Da. Deci îți trebuie tot de ghișițiu. Da, dacă pot deci, ceva, vedeți, putem. Este excepțională relația așa scrisă, pentru că verific o serie de lucruri. Ordinea efectuării operațiilor, când sunt de același grad, se execută în ordinea care apar așa astea. Nu faci tu mulțirea și tu nu faci împărțirea. E grav. De aceea, deci, înmulțim totul cu un 3. Ca să scăpăm. 24 minus x ori 2. Și nu rămâne 24 minus x, totul ori 2. Și o să fie egal cu 71. Așa, mulțim cu 3 totul. 51 minus 3 x. Echivalent cu. Și o să fie... 24 minus 48 minus 2x. 48 minus 2x. Deci e egal cu 51 minus 3x. 51 minus 3x. Acum adunăm un 2x la mimetrii. Eu zic că asta adunăm de 3x. Vedere, deci da, de da. Îmi convine să adunăm de 3x la mimetrii și o să fie... Deci, plus 3x. 5x este egal cu 51. Atenție, atenție, da. Atenție, da. Da. Deci avem 3x în ambii membri. Și atunci vine ce? X. 3x minus 2x. Scrim așa să vedem. 3x minus 2x. Plus 48. Plus 48 care era la el. Dar cu 58. Dar cu 58. Ah, atunci o să fie x plus 48. Și rămâne 3x minus 2x face un singur x. X plus 48 egal cu x egal cu x plus 48. Cu 3. Egal cu 51, adică x egal cu 3. Adică o să fie... Facem proba, domn profesor. Mă ne-am 3 ani de zile. Eu nu cred, eu sunt domn anevenitos. Deci, iată, acum avem o stare de bine că x-ul ne-a dat număr natural. Da. Și credem că am făcut relația, am pus-o... Hai să vedem. Acum. Să o schimbim x cu 3, da? Și bine, 24 minus 3 împărțit la 3 ori 2 este egal cu 17 minus 3. Echivalent. O să fie echivalent cu 21 împărțit la 3, 7. 7 ori 2, 7, 14. 14 este egal cu 14. 14, da? Deci în urmă cu câți ani am profesor? În urmă cu 3 ani. În urmă cu 3 ani. Cât are problema asta? Aici am un punctaj, dar... Nu, este o problemă interesantă. Da, nu e o problemă interesantă. 0,5 are un punct. Da, are, domn profesor. Da. Un punct, problema toată. 0,5. 0,5 și 0,5... Cu așa un dubet, mai. A, dar ei este... Adică e cu 0,5. 0,5 și 0,5, adică 5 puncte și 5 puncte. Da, 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 cum știați voi. Că se duce până la 10. Da. Da. Eu sunt pun 4. Dacă nu... Haideți să analizăm în ce a constat frumusețea problemei. Punctul A n-a fost greu, nu copii? Primul punct. Și la punctul A, hai să recunoaștem, și la punctul A a fost așa. Să înțeleagă că s-a translat în acolo de 10 ani. A minus 10 și B minus 10. Aia era situația de acum 10 ani. Ăsta era lucru important.
Și ce se întâmpla atunci? Că Cristina avea jumătatea vârstei. Iată că autorul vrea să vadă ce înseamnă jumătatea vârstei. Adică pe cine mulțim cu doi? Pe cel mic, care era, nu, Cristina, care avea jumătate, pe ce mulțim cu doi? Corect. Sau puteam zice a minus 10 împărțit la 2, da, ca să ajungi pe b minus 10. Da. Și acest lucru se traduce în mulțim cu 2 și atunci am tot la relația asta. Corect. Bun. Deci, la primul punct, hai să spunem, mergea cu o mențiune. Aici, grijă multă. Că puteai să zici a minus 10 ori 2. Da. Din neatenție, ori 2, îl măreai pe cel mai mare de 2 ori și spunea că e egal cu b minus 10, prostii. Dacă ai fi spus a minus 10 împărți la 2 egal cu b minus 10 și forma relației cele corecte, ești eșalat. Bun, asta la primul punct. La al doilea, mi se pare destul de interesant, mai dificil. Eu nu 0,5-0,5 aș fi dat așa dacă aș fi fost profesor. 0,3 aici și 0,7 aici. Păi, domnule, dă mai puțin, dă mai casă. Tocmai, tocmai. Profesorul acesta care este studiu pentru copii, pentru copilor. Exact. Sunt pe atât foarte mult. Profesorul din mine, care e mult mai exigent, face pe partea foarte corectă a distribuirii punctelor. Da. Așa. Pe grade de dificultate. Corect. Trebuie să le fac asta. E bine, toată povestea era formarea corectă a relației. Iată că noi ne-am păcărit aici. Da. Da? Pentru că el spune așa, cu câți ani în urmă, am gândit și noi, se întâmplă ca să vedem o singură treime. Da, a spus un segment egal cu de două ori, două segmente. A, așa, am pus un segment micuț egal cu două de celelalte. O mare prostie. De aia nici nu le-a dat, bucă, trebuie. Sigur că da, dar vreau să spun că un moment de neatenție și ne-a costat. Da? În moment de atenție. O relație corectă era așa. Împărțit la 3. Ori 2. Ori 2 egal cu Cristina. Un segment. Deci un singur segment micuț. Era împărțit la 3. Da. Mulțit de 2 ori, dar peste Cristina. Corect. De egal cu de 2, Cristina. Deci asta a fost, sigur, învățăm din fiecare grijă. Sigur că da. Mai ales învățăm să fim foarte... Și a fost dificil, dar, da, să știi, să fost chiar. Să vedem să corect matematic. Da. Deci să interpretăm bine conținutul problemei și să traducem, să formăm relația aceea. Vedeți ce se întâmplă? Autorul dă un conținut și noi transcriem conținutul într-o relație matematică. Iar de acolo înainte trebuia o relație odată construită și de acolo precizia de lucru, că a fost și important, acolo a spus împărțit la 3 ori 2. Nu era chiar ușor. Nu era deloc ușor. Împărțit la 3 ori 2, da. Asta însemna că să scapi din împărțirea aceea, înmulțești toate relațiile, egalitatea aceea, mulțim cu 3. Eu fac totul la nivelul la care ei au acces. Că dacă lucrurile le facem mecanic, mi-ar fi foarte ușor să spun și eu. Cum anume, 24 minus 6 ori, ori 2 treimi, ori 2 treimi egal cu 17 minus 6. Asta fac foarte repede profesori sau, iată, părinții vin și aruncă chestia asta. Și să aduc și eu aminte, știți? Da, bine, am înțeles. Da, pe tu, da, 24 minus 6 ori 2 e egal cu 17 minus 6 ori 3. Păi da, păi da. Deci este exact matematic, corect, Dana spunea. Însă, când spun 24 minus 6 ori 2 treimi, el are o treabă destul de dură acolo. Adică se pune problema aflării fracției unui număr. Dar ați văzut, nu se știau ce era două treimi. Sigur că da. Deci eu intru în coliziune cu nivelul lor. Da. Și practic forțez fără ca ei să prindă de ieșiciu. Da, nu pot să-i deci m-am dus deodată, mult prea sus, și i-am spus, fă tot ce vrei acolo, gata, m-ai pierdut. Exact. De aceea am zis, împărțim la trei, am făcut segmentul, am zis că împărțim la trei întregul, a fost treime, cât de fapt asta se întâmplă. Și pe mă mulțesc cu doi ca să dau peste. Și am tradus chestia asta în felul următor. 24 minus X împărțit la 3, cum de fapt se întâmplă la fracție,
și mulțim cu 2, ca asta înseamnă mulțim cu 2 pe 3, împart la 3 și mulțesc cu 2, egal cu 17 minus 6. Este pe limbajul lor. Am înțeles. Da. Hai, Damian. Așa am vrut să spun. Lucrăm fără el, domnul profesor. Da. Cercetați data. Cum se spune? Cercetați data. Da. X9, X barat. Deci. Deci așa se lucrează. 2, da? Da, da. Cercetați. Da. Da. X9, X barat. X9, X barat, adică e vorba de... Număr natural. De 3 cifre, da? Plus X6. Plus X6, tot barat. Da, da. Se divide. Da. Tot numărul ăsta, așa, într-o paranteză. Așa. El se divide. Îl divide, domn profesor. Îl divide, divide, barat. Deci, dacă așa... Îl divide. Pe 2 pe lângă, XX9, barat, minus, plus 8X, plus 8X barat, plus 7. Unde X este cifră în baza 10. Deci X aparține de la 0 până la 9. X are cifră. Foarte bine, îmi place. Da. Da, X... Este egal peste tot sau sunt numere diferite? Păi nu, X-ul este același peste tot. Peste tot, da. Este ori 0, ori 1, ori 2, ori până la 9. O cifră, una din cifre este a 10, de la 0 până la 9. Poate să fie 0 întrebare. Păi... Poate să fie 0, dar... Păi, dar X, prima cifră, nu poate să fie 0. Corect, corect. Deci fără 0. Și de la 1 înseamnă. De la 1 până la 9. Aș putea să începe exercițiul, luăm pe rând fiecare cele câte 9 variante și să analizăm ce devine numărul, să facem calculul, facem așa, să vedem dacă se împarte exact la rezultat și iată o metodă. Dacă ești de acord cu mine, că avem 9 astfel de situații și pierdem un pic de timp. Ca să vedem la unul, să vedem ce se întâmplă. Pentru X egal cu 1, se întâmplă. Ca să avem. Dacă X ar fi 1, păi 1, 191. 191 plus... 16. Așa. Dacă îl divide, dacă este un divizor... Pentru 2... Îl divide pe 2 pe lângă. 2 înmulțit cu 119 plus 81 plus 7. Așa. Echivalent, v-ați spune că... Adică... Dacă ăsta se împartă la astea, poate. Da, da. Adică, ia să vedem cât face aici. Ar fi 207. Deci aici ar face? Prima paranteză. Prima, aici, da. Da. Deci când vine 207, dacă îl divide... Dacă îl divide pe 2, înmulțit cu... Tot 207. 2 ori 207, da? 207. Excel. Adică invers ar fi echivalent. Cu 2 ori 207 să se împarte, da? Da. Să se împarte exact, fără să se divide la 207. Așa înțeleg. Și cum este ăsta un factor acolo, invers, cum divizorul s-a făcut prin... Păi se divide, adevărat. Și e la 1, da? Deci se divide și la împărțirea care va 2 ori 207 împărțit la 207. Egal cu 2. Egal cu 2, pentru că un număr înmulțit cu A, de exemplu, A înmulțit cu B împărțit la B, nu va fi A. Deci, limpede că B împărțit la B face 1 și rămâne doar, rămân factorii ceilalți. Bun. Deci, ați cercetat, e adevărat. Am cercetat, e adevărat. Asta ne îndeamnă să credem că va fi tot timpul adevărat. Nu știu de ce. Păi, dar nu, pentru că putem face și... Și cum de mă să-mi chiar le luăm pe toate? Dar așa credeți? Păi, este o cifră impară și o cifră impară și atunci... Și de... nu-i suficient. Pe de toate, dacă nu știu de toate... Pe, pe modelul ăsta, practic, concret, muncim așa de 9. Și dacă te facem în baza 10, dar numerele alea? Așa, lasă-mi un pic ușor. Deci, povestea ar fi bine ar consuma mult timp. De aceea ne gândim acum la o idee care să însemne ce?
rezolvarea tuturor cazurilor deodată. Da. Foarte tare. Deci în loc să luăm pe fiecare ce vrem, o situație, da, mă gândesc să găsesc o idee cât se rezolvă pe toate deodată. Păi noi acum am luat un număr la întâmplare, am început. Nu, am luat un caz particular. Păi, primul număr. Nu e acum. Da. Ori, 2, 3 și mai departe înseamnă muncă de... Geaba. De, nu, muncă foarte multă. Sigur, până la urmă ajungem, pierdem mult timp. De aceea ne trebuie o situație în general. Și atunci ideea este, așa cum spunea Hela, să trecem să scriem numărul acesta în baza 10. Ce ar însemna X, 9, X în baza 10? Păi 100X. Așa ar fi, 100X plus, vorbește. 100X plus 9. 90. 90, da? 90. Adică 90. Plus un X. Plus un X. Care face, în calcul, 100 de-a X cu X. 101X. Păi, motivul este așa, da, 237 înseamnă 200. Dar desfacem 110 unități. E așa, deci desfacem 110 unități. Da. În limbajul vostru de acum, de la 5 acolo, e baza 10. Da, deci scriem în baza 10, pe baza lui 10. De deci 2 ori, de ce zici 2 în baza 10? Te zici mai 2 ori 10 la a doua. Plus 3 ori 10 la a doua. Lucrează cu putere. Exact, plus 7 ori 10 la 0. Plus 7 ori 10 la 0. Asta înseamnă scriem în baza 10. Da. Ei bine, ne uităm la fiecare în parte și îți traducem. Pe X, 6, cu faptul, înseamnă ce? X bară 6, e că X bară 6 înseamnă 10X plus 6. 10X plus 6. Hai să vedem pe XX9. XX9 bară. 100X plus 10X plus 10X plus 9. 9, da. Care înseamnă să duce până la cap, să reduce în termen asemenea. 100X plus 10X egal 110X plus 9. Deci 110X plus 9. 8X, să umblăm și la 8X. Cum se scrie 8X? 8X. Păi 8X ar fi 80 plus 6. Plus 6, sigur că da. Și atunci, ieșiți de aici de bine. În loc de X9X, ce să spun? X9X. 101X. 101X plus X6. X plus 10X. Plus 6. 10X plus 6. Dar a 101X acolo la X, 9X, nu mai scrie și pe 90? Păi tot tu mi-ai dictat, plus 90. Da. Ne-am părat. Deci tu ești la comandă, ce îmi spui asta scrie. Da? Deci este 101X plus 90. Am uitat să-l pun pe 90 de casă, s-ar la mine. Am uitat să-l pun pe plus 90, am făcut 101X, da? Bun. Să-l diviz, să se... Să-l divide, de asta să fie un divizor, da. Pentru 2 pe lângă. Pentru 2 pe lângă. Păi... Dintre ăștia doi care e mai mare? Poftim? Dintre ăștia doi care e mai mare, da. Dacă ăsta e divizor, dar și... Dreapta, pentru că... Ăsta e din divizor, da, și ăsta e acel multiplu. A, ăsta e multiplu, perfect, așa cred că. 2 pe lângă. 2 pe lângă... 110X. 110X. Plus 9. Plus 9. Plus 80 plus X. 80 plus X. Și plus 7. Echivalent. Hai să practicem în echivalent. O scrierea. 101 și cu 10? 111. Deci vine 111X. Plus? 90. Plus 96. Îi permite, da? 96. Da, echivalent. Să-l divide. Să-l divide pe 2 pe lângă 111X. 111X. Plus 9. Plus 89. Și cu 7? 89 cu 7.
96. 96. Nu, 96. 96. Nu mai 96, da? E 7 și 9, 16, tot. Deci 96. Da. Ce părere ai? Logic o să devin, pentru că și va fi 2. Exact. Deci orice am face, nici o 2. Da. Indiferent ce X, ce cifră luăm. Orice X, totdeauna se va întâmpla să apare paranteza asta. Nu mai poate fi... Și deci, de asta s-ar spune, echivalent, va spune că 2 pe lângă 11... 111. 111 X plus 96 se divide, ca să înțelegi și mai bine, ăsta se divide la 111x plus 96, lucru adevărat. Adevărat. Și totdeauna la împărțirea aceea va da 2. Da. Ce am făcut? Am intuit pentru x egal cu 1 că a dat 2. Am așteptat, sigur, n-am luat 3, 4, 2, 3. Am simțit că așa se va întâmpla. De ce ne-am întors în baza 10 și am făcut pe toate cazurile? Orice număr în baza 10 în afară de 0 va da 2. Deci nu trebuia să vă dăm de 1. Exact. Deodată, dacă vineai cu propunerea, scrie tot în fața 10 și le duce și îți făcea simplificarea, eu am făcut-o numai pentru că tu, la început, în fața ei, să te agăzi de ceva. Da. Până îți vine ideea, scrie în fața 10. Da. Cum ne-am dat seama că este imposibil să ne ducem pentru toate cazurile care ne-a consumat mult? Când e pomnit, te rog pe rugul 5. Da. Da. Iată, acesta este 2. 3. 3 acum. Demonstrați că numărul ABC barat. Îmi scriu aici. Da. Demonstrați că ABC barat. ABC barat. Plus BCA barat. BCA barat. Plus CAB barat. Plus CAB barat. Se divide cu 37. 37. Se divide cu 37. Dar nu mai facem cu asta de ce la fiu. Eu am mai făcut o dată acasă. Lasă, lasă să vedem și să faci da, și vreau. Ah, pentru el. Lasă-mă. Înseamnă că tu poți să lucrezi, Audaria. Dar se repetă. Păi să vedem. Tot din genițile până acum le-am făcut acasă. Da, ăsta da. Dinainte... Ăsta nu, nu l-a făcut. Ăsta nu l-ai făcut de la 6 și oricum. Ăsta l-a făcut. Ăsta l-ai făcut, Darius. Ăsta l-ai făcut, nu? Aici, da. Păi, da, 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 ăsta l-a făcut. Am înțeles, dar acum pentru Darius l-a făcut. Când a rugat mămica lui. Bun. Hai să vedem cum mă arată. De aceea l-am dat. Eu să fie 111 C plus 111 B plus 111 C. Plus 111 A. Pentru că facem o fază de bază 10 și vedem că fiecare își are poziția. Adică, AU este și la mijloc și la sfârșit și la început. Da. Adică, hai să vedem. Adică, o să fie de fiecare dată și la sfârșit și la 10 și la unități. Da. Și o să te am să faci mereu 111. 100 cu 10 B plus C. Plus C plus 100 B plus 10 C plus A plus 100 C plus 100 plus 10 A plus 100 C plus 10 A plus B plus și să fie egal cu 111 B. Da, am 100. Am și un 10 A. Da. Deci, ca o simplu. Le-am învățat la școală să subliniem pe A cu o linie, pe B cu două și pe C să lăsăm așa. Fac așa cum spui tu, ca să nu ne certăm. Și pe B cu două linii. Să fie 111 A plus 111 C plus 111 B. Da. Deci vine 111 A plus 111 B plus 111 C egal cu 111. Așa, 111. Deci A plus B plus C. Și 111 este un număr care se divide la 36. Și dă 3. Deci, egal mai departe cu 37. 37 ori 3. Pe lângă A plus B plus C și atunci numărul se divide la 37. 37 ori 3 pe lângă A plus B plus C și asta, fiindcă unul din factorii este 37, deci sunt factorii 37. Da? Se divide la 37 pe lângă A. Dar eu îi mulțumesc. Cu dragă. Vedeți să nu promă. Ăsta a fost 3, da? 4. Ăsta a fost tot 0,5. Nu, 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 un punct, domn profesor. Asta? Da. Pe despre e mai ușor, îi dă mai multe. Da, da, da. Distribuția da. Se face în favoarea elevului. În favoarea elevului, da. Da. În punct, da, cu ăsta. Bun, mergem mai departe.
Negați 4. 4, da. Negați propoziția. Negați. Așa vă spuneți, domnule. Negați propoziția. 2007 se divide cu 3. 2007 se divide cu 3. Cu 3. Dar nu se divide. Se, deci 2004 se divide. Da. Se divide. Se divide la 3. Deci ea este o propoziție. Este adevărat. Adică să negăm. Asta vreau să negăm, adică să spunem că nu este adevărată. Dar este adevărată. Păi este. Exact. Deci propoziția asta enunțată este o propoziție adevărată. Da. Fiindcă 12 cu 7 face 9. Negându-o va fi una falsă. Deci negându-o, ea va deveni falsă. Păi da. Iată, uite, uite. Atenție. Propoziția următoare. Proful este în fața ta. Adevărat. Adevărat. Și dacă afirmația proful online nu este în fața ta de acum, falsă. Asta înseamnă să o negăm. Da. Și ea va deveni propoziție falsă. Da. Ce înseamnă să o negăm? 2007 nu se divide la 3. Deci din ea am construit o altă propoziție, dacă asta aș nota o propoziție a P. Da? Și dacă aș nota o propoziție a P, enunț-o așa. Zic, P, două puncte, sună propoziția. 2007 se divide la 3. Este o propoziție adevărată. Negația. Se notează așa, P variată. Sau se mai notează așa. Negația ei, punând semnul ăsta în față, ori pui o bară, ori pui semnul ăsta în față. Ea sună așa, noua propoziție. Sună 2007, nu se divide la... La 3. La 3. Deci nu e adevărat că se divide la 3. Adică presupunea e fals. Nu, am negat-o. A, o, și e fals. Am negat-o și am obținut o propoziție falsă. Da. Adică adevărul se transformă în fals. Da. Trebuie să vă spun că propozițiile nu e interesante din punct de vedere al modului de exprimare gramatical. Deci în matematică se lucrează cu propoziții care sunt surprinse doar sub două aspecte. Adevărat sau fals. Unare, dacă spune așa, 2 e mai mare decât 7. Este o propoziție. Asta e dată, nu e adevărat. Adică asta e rezolvarea? Da, atât. Ai înțeles, Darius? Da, deci, este negarea acestei. Și asta e tot. Sigur că am făcut la propoziția dată pe adevărată. Și am construit propoziția negată. Așa se rezolvă atât. Atât, atât. Da. Adică să știi să înțelegi. Asta are o mare importanță când faci metoda reducere la absurd. Când presupunem acolo. Așa și nu știu ce, negăm. Și negăm rezultatul. Și intrăm în condiție cu un rând. Și nu trebuie să scrie, să scrie pe barat, că n-au învățat. Nu. Doar aia, 2007, asta... nu se divide. Nu se divide. Adică o facem pe invers. Am înțeles. Așa. Am deci negăm ceea ce spune conținutul. 2 mai mare ca 7 este o propoziție. Dar este o propoziție falsă aici, nu? Da, falsă. Și negația ei... Dacă ar fi invers, ar fi adevărat. Negația ei a falsului e propoziția adevărată. Asta înseamnă 2 mai mic decât 7. Mai multe, adică, în fel, 2 mai mare ca 7, eu pus în 7. Deci, 2 mai mare ca 7 este o afirmație proastă. Da, fals. Falsă. Iar dacă o luăm negația ei, am însemnat 2 mai mic decât 7. Interesant. Da. Deci, cum dintr-o propoziție ajung la o negație? Și pentru asta îmi dădea un punct. Da. Deci, dată suficient de largă notarea, da? 5. Aflați cel mai mic număr natural, un punct de la fapt. Aflați cel mai mic număr natural de forma A3BB, aparați. A. Cel mai mic număr natural. Cel mai mic număr natural. Natural. De forma, de ce formă? De forma A3BB. A3BB.
B, da, da. A, 3, B, B. A diferit de B, diferit de 1. Cu A diferit de B, diferit de 1. Știi că A diferit de B, diferit de 1. Păi de ușor. Ia să ne. 2300. Nu prea cred, dar ea. Ce motiv avea să crezi? Dar poate trebuie să fie multe numere. Trebuie să fie la nici mai mic. Aaa, ce diferit de 1. Cel mai mic număr diferit de 1. Trebuie să citim cu foarte multă atenție conținutul. Păi A1 nu poate să fie 0, corect. Da, recunosc că... A1 poate să fie 0 din capul locului pe conținut. Da, aici recunosc că a fost atent. Dar... N-are voie să fie 1. N-are voie să fie 1. Cel mai mic număr după 1 este 2. Da! Atunci, cifra miilor trebuie să fie cea mai mică cu putință. Cea mai mică, sigur, cum poate să fie 0 și 1, 2 mă duc. Au 2 și pe un, ca să fie cel mai mic număr, nu le spune să fie diferit de 0, le spune să fie diferit de 1. Da, și le spune și 0. Și au diferit de B, de da. B. Și faptul că la APA am luat 2 și pentru a asigura, ce vrea să zic, cel mai mic, mă duc la B egal cu 0. Corect. Da? Deci cel mai mic număr rezultă, care depreste condițiile astea, nu acesta e forma 2010. Câte puncte? Câte puncte? Un punct. Doamne! Sigur. Exagerează. 6. 6. Câte probleme sunt? Cu 19. Dorjeți, calculați. 2020 la puterea întâia. 2020. Calculați. 2020 la 1 an. Da, 2020 la 1 an. A pus 1 la puterea 2017. La puterea 2017. Minus 2019 la puterea 0. 2019 la puterea 0. Nu? Egal cu nu? Cazul ăsta să-l facem. Stați. Cum procedăm? Păi scriem 2020 plus 1 minus 2019. Minus 0. Minus 1. Minus 1. Mi dau să fie 2020. 2021 minus 1, 2020. Deci, mare, că 1 minus 1 așa și 0. Stai să ghicesc punctajul, un punct. Da, așa. Să nu spui că de dreptate. Deci, un punct, da? Cât? Va fi. Un punct. Așa. Da, dar nu întâlnesc, dar... 6-7. Te rog, iar. Rezolvați ecuația. Rezolvați ecuația. 3 la a doua la a treia. 3 la a doua la a treia. Egal cu 3 la a doua totul la a treia. Totul la a treia. Ori X. Ori X. Echivalent. Păi, trei la... Păi, trei la... Nu știu. Da, păi, 3 la a doua la a treia, 3 la a opta. Și acolo e 3 la 6, ori X pe noi. Deci 3 la... A 8, da? O să fie X la 6. Ori X. Nu, cu 9, nu. Doamna, o să fie X la cu 9, pentru că ca să fie 3 la A 8, trebuie să înmulțim cu 2 de 3. Deci înmulțim... Adică 3 la 9. Înmulțim la 3 la 6. Și apare 3 la 2 egal cu X, adică X egal cu 9 pe la X. Un punct. Da, uite, vedeți că vă repeziți și greșiți? Vedeți ceva? Da, de asta îi se vedem pe aici, că asta mi s-a părut interesant. Da. Fie șirul de numere naturale. E șirul. 1, 8. De numere. 1, 8, 15, 22. 1, 8 și așa mai departe, domnul profesor. Puncte, da. Amin. Completați și un punct pe trei interne. Memorie. Da. Completați. Următorul termen. Așteptați. Și un punct pe trei interne. Următorul termen. Așteptați să trei termeni. Spuneți termeni. 29. Da. Deci ar fi 29. 36. 36. O, și... Ia, și zi, dar eu și tu. Eu 45. 45. Asta e. 43.
49. Așa. Cum te ați ghice că eu nu am înțeles? Nici eu. Păi, dar este... O să vii a ta? Te rog. Observăm așa. Că 1 la 8, da, este diferența între 207. Da, între 1 și 8. Dintre 8 și 15, tot 7. Corect. Dintre 15 și 22, tot 7. Deci aceștia, dacă ar fi socotiți în termenii aceia Gauss, care ar fi într-o sumă, dacă ne-am putut să facem sumă. E 7 în 7. E 7 în 7. Bun. B. Așa. B. B. Afați termenul de pe locul 15. Ăsta îmi place mie. T 15 egal cu 5. Exact. Ăsta îmi place. Acum, al 5 la termen. A 15-lea. Este până acolo. Nu. Nu, niciodată, nu. Voi, doamna profesor, observăm că suntem noi până acum și... Și să ne ducem până acolo, nu? Nu. Doamna profesor, să putem să scriem... Deci, nu ești de acord, pentru că nu. Dacă ar fi fost... Că urma să te întreb, bine, 15, dacă ar fi fost pe 75. Dar nu suntem noi până acum. Deci, 1, 2, 3, 4, 7. 7 și adăugăm 7 până la 15 mai sunt 8 și adăugăm 9. Cât? 9. Sau, de ce zici 9? Nu știu de ce, dar e povestea ta. Da. Dania? Sau scriem 7 ca, pentru că sunt din 7 în 7, 7 ca. Găsim rețeta, adică, nu? Da. Rețeta ca ingineriasă. Din 7 în 7, se zicez că e multiplu de 7. Deci, TK, 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 7K. 7K plus 1, eu cred. 7K plus 1, zice Daria. Plus 1. Dar numai că nu pot să-l pun pe 1. Adică 1 nu o să fie. Va poți, ca la 0. E 9. A, da, așa, da, dacă care este 0. Da, tot timpul e 0. Oricum, dacă care este 0. Foarte tare, se zicez că din 7 în 7. Tu, Daria, te-ai gândit la motivul de 7, că toți adună un 7. Și plus 1. Și plus 1 pentru că îl vezi pe 8 aici. Ca să avem al 15-lea termen, o să fie 7 ori 15. Dar, atenție, Daria, hai să-i vedem cum lucrează. T0 ar fi 7 ori 0 plus 1. Și atunci primul termen. Și care face 1. T1 egal cu 7 ori 1 plus 1 egal 8. Și e corect? 8. Atenție, că al doilea din șir e 8. Da. Al doilea. Dar scriem așa până la 15. Și atunci, de cât să spun eu aici? Deci, al doilea din șir. T16, dacă o luăm așa, ca să aflăm al 15-lea. T14. T14. Deci aflați termenul de pe locul 15. Deci este 99. Am aflat rețeta întâi. Da. Te da, poate. Da, da, vă dau următorul șir. Deci să spunem 2, 10, deci 2, 10, 18 și așa mai departe. E suficient să vă sugerez despre cine este vorba. Și vreau T, să spunem aici, T 50. T 50? Până da. Vezi, dau eu, pot? Da, ții rețeta. Bine, 8K plus 2. Deci 8K plus 2. De ce, dar de ce zici așa? Deci, eu nu cred, tu poți să fii de acolo. Din 8 în 8 observă. 402 o să fie ultimul, doar profesor. Deci din 2 în 2 asta vede. Din 8 în 8. Și cum se pleacă de la 2, e din forma, deci T egal cu 8 K. 8 K plus 2. Ei,
Și acum, la T50, vedem că la T0 începe. Corect. 8 ori 49. T0 egal cu 2, primul termen. O să fie 8 ori 49 plus... T1 este 10. Așa. T1 e 10, da, T1 exact. Și T49 va fi la T50 la termen. Asta vreau să vă spun. T49... T49 o să fie este egal... 1 și 8 ori 49 plus 2, care o să dea 345. Da. Deci am înțeles, a fost interesant. Da, și ce? Avem și ce aici. Deci și ce? Da. Ia să vedem. Calculați suma grupilor de determen. Așa. Pe bune? Așa greu. Ia să vedem. Păi, prin al 10-lea... Păi, spune și avem 7 pe tablă. Da, și al 10-lea câtui? Și al 10-lea o să fie 8. De 10. Nu, 7 ori 9 plus 1. Deci de 10 e egal cu... De 10 este egal cu 7 ori 9, care o să fie 63 plus 1, 64. 4 ori 9 plus 1, da? Așa era rețeta. Și o să fie 1 plus 8. 64. 64. Și atunci avem de calculat suma X. Dar dacă nu știm de toată, domn profesor, eu uitați, dar știm 2, 4, 6, 7, 6, 10. Trebuie să mai avem. Nu, poate să-i scrim de toți. Am scrim? Nu. Zicem, yes, egal cu 1 plus 8 plus puncte puncte plus 64. Nu, am făcut ultima vreo de dată. Da. Și calculat suma asta. Suma de dată. Da, dacă de dată să vedem că am știm. Dar s-a uitat cum se calculează suma de aur de aia. Da. E suma de aur? E gaus. Păi este gaus. Da. Că e din 7-7. Tocmai am amintit că e vorba de termeni ca față în... Aaa, 64. Plus 60... Primul plus ultimul. Primul plus ultimul. A, 64 plus 1 împărțit la... 64 plus 1, primul plus ultimul, ori numărul lor. Cât? Da. Calculați prin suma de vedere. 10. Așa. Nu. Păi dacă sunt 10, nu se spune autorul. E întrebat. Dar 65 împărțit la 10. Ori 10. A, 650. Ori 10. Ori 10. Împărțit la 2. Dar uite, nu-i dar 10 se împarte la 2. 10. Și va fi 65. De ce nu stare să... A, da. Deci face 65 ori 5. Face 5 ori 6, 25, 5 ori 6, 32. 322 este rezultatul sumei termenilor acestora. Atenție, dar dacă ați fi găsit suma asta așa, calculați suma asta, și nu știi, problema spunea câți termeni, nu ne spunea 10. Corect, cum aflăm numărul de termeni. Da? Cum ați făcut? Care 322. A, deci nu ne spunea care, ne dădea numărul. Da, care le-a dat sumă de profesor. Da, yes, egal cu 1 plus 8. Domn profesor, dar acolo ați scris... Plus... Acolo ați scris 322. La final, la rezultat... 140 și 1. Deci, pot să spun eu un pic tare. E corect 322 rezultatul finalul, dar 65 ori 5 fac 325, domn profesor. 325, așa. Asta a cercat Dalius. Bun, foarte bine. Bine. Pot să fac eu? Nu, vreau să facă Dalius. Ați aceiași termeni? Nu, aceiași termeni. 141 plus 1. Deci face 141 plus 1. Împărțeam numărul lor. Păi dar nu știm cât sunt. Împărțit cu numărul lor. Împărțit cu numărul lor, poți să aveți. Da. Ori numărul lor. Acum povestea ta. Numărul lor. Află numărul lor. Măi... Deci sunt toate aceiași termeni din 7-7? Păi uite, ți-am sugerat că e din 7-7, că devine 1-8. Deci numărul lor de azi. Cum afli numărul lor? Dacă a trecut o să... Primii 10, deci... Exact, am știut. Acum... Ca să aflăm numărul lor. Numărul lor. Uite, după ăsta cine ar fi fost? 15. Da? 15. Ca să aflăm...
îmi privește între 1 și 15, ca să vezi că sunt 3 termeni. Da. Îți propun să scrii. Din 15 scați pe 1. 14. Împarți la, din cât în cât crezi că e la 7. Împarți. 14 împărți la 7, face 2. 2. Și sunt 3 termeni. Și mai adăugăm unul, că începe numărătoarea cu primul și ultimul. Sunt 1, deci 3. Deci tu înseamnă că-s 3, da? Acum, cum îmi găsi aici? 141 plus... Atenție! Minus. Minus 141 minus 1. Plus... Împărțim la 7, că așa e făcut dată. La 7. Plus 1. Deci, din ultimul, numărul de calcul, din ultimul, scădem pe primul. Deci, în 141, scădem pe minus 1. Împărțim, ca să vedem de ce. Să spațiile se sunt din 7 în 7. Împărțim la 7. Așa. Și plus 1, că la numărătoare începe și cu primul. Va fi 140 împărțit la 7, adică 20 și 1. Deci 21 termen. Așa, da. Supra 2 aici, da? Și ne întoarcem la ecuația noastră, adică 141 plus 1 împărțit... Ori numărul lor. Ori 21 împărțit la 2. Supra 2. Și egal cu 142. Ori 21 supra 2. Ce face? Fac simplificările. 71. Înmulțit. Cu 71 înmulțit cu 21. Nu? Și fac înmulțirea aceea și văd cât îmi dă. Dar i-a dat domnul profesor Sânceacu de la alt număr, nu de la 1. Da. Ca deci, yes, egal cu 15 plus puncte, puncte, plus 141. Ia să vedem. Numărul lor. Tot 7. Tot 7. Deci, ca să fie rețeta corectă, trebuie să mai dau și 22. 2. Măcar 2 termeni care se dau la celor. Ca să-i reamuz că e din 7. Da, corect. Păi va fi 141. Da. Minus 15. Nu? Da, da. Rețeta este primul plus ultimul. Nu, el zice numărul termenilor acum. Imi-a zis prima asta. Deci 15 141 plus 141 ori numărul lor. Ori numărul lor, adică 100. Și trebuie să aflăm. Și tot supra 2. Da.